Salut, sunt Laura Laurențiu, bucătar și food blogger la lauralaurențiu.ro și îți spun bun venit în bucătăria mea, unde vreau să împărtășesc cu tine rețeta unor delicioase fursecuri fără făină și fără unt, doar cu migdale, albu și scorțișoară. Da, aceste mici delicii au și calitatea specială de a valorifica toate albușurile rămase, ba de la cozonaci, ba de la alte preparate specifice lui decembrie. Hai să-ți arăt de ce ingrediente ai nevoie și modul de preparare. Pentru fursecurile steluțe cu scorțișoară am folosit 3 albușuri, mai precis 80 de grame de albuș crud pe care l-aveam rămas de la alte preparate, 250 de grame de zahăr, 275 de grame de migdale fin măcinate, un praf bun de sare și o linguriță cu vârf de scorțișoară. Pentru glazură am folosit un albuș crud, o lingură de zeamă de lămâie proaspăt stoarsă, cam 20-30 de mililitri și 100 de grame de zahăr pudră vanilat. Prepararea compoziției e floare la ureche. În vasul mixerului pun cele 80 de grame de albuș crud și adaug și sarea. Încep să mixez cu mixerul la viteză mare și continui cam un minut până când albușul formează o spumă ca zăpada. Acum încep să adaug zahărul, cele 250 de grame de zahăr cântărite cu atenție. Presar zahărul în ploaie, fără să mă grăbesc, în timp ce mixerul își face treaba în continuare. După ce am adăugat tot zahărul, continui să mixez până când zahărul se dizolvă și obțin o bezea lucioasă. Acum adaug în castronul mixerului toate migdalele măcinate. Le pun lingură cu lingură pentru că nu vreau să le împrăștii prin bucătărie și să-mi fac treabă din ce n-am. După ce am pus toate migdalele, mixez din nou la viteză medie și voi continua până când bezeaua obținută anterior se omogenizează bine cu migdalele măcinate. Compoziția arată destul de uscată deocamdată, dar o să o mai omogenizez și manual. Și mărturisesc că, uite, am uitat complet de scorțișoară pe care ar fi trebuit să o amestec cu migdalele înainte de a le adăuga în castron. Dar nu e ceva irreparabil, pun scorțișoara acum și mai amestec în compoziție până când se omogenizează bine. Pe măsură ce amestec însă, simt cum compoziția devine tot mai tare, e foarte consistentă. Dar nu e nimic greșit, chiar așa trebuie să fie. Compoziția obținută se poate așeza direct pe planul de lucru uns cu puțin unt topit sau cu ulei. Aici se va întinde în continuare într-o foaie groasă de jumătate de centimetru, dar eu am pus această planșă de silicon pentru copt pe planul de lucru, am uns-o cu un pic de ulei, fără exagerare, am folosit pensula, și direct pe aceasta pun tot aluatul de albuș și de migdale. Acopăr cu folie alimentară, îl aplatizez ușor și las aluatul să se odihnească aici timp de o oră la temperatura bucătăriei. Între timp am suficientă vreme la dispoziție să mă ocup și de glazură, care de fapt e un royal icing, așa cum am folosit și la rețeta de turtă dulce, al cărei link doar ce a apărut sus în colțul ecranului. Am pus în castronul mixerului albușul, unul singur de data asta, zeama de lămâie și zahărul pudră, totul de la început, și am mixat la viteza maximă până când am obținut o compoziție lucioasă ca o smântână groasă. Las glazura deoparte până am nevoie de ea. După o oră, m-am întors la aluatul meu de albuș cu migdale, pe care îl voi întinde cu sucitorul direct pe planșa de silicon. Am pornit și cuptorul, l-am fixat la 150 de grade Celsius, căldură de jos și de sus, fără ventilație, și mi-am pregătit tava cuptorului pe care am așternut-o cu hârtie de copt. Rulez sucitorul deasupra aluatului, care e acoperit cu folie alimentară, e mult mai ușor de lucrat așa, altfel s-ar prinde poate de sucitor. Când obțin o foaie uniform întinsă, groasă de 5-6 mm, sunt gata de decupat. Folosesc această formă de steluță pe care am umezit-o bine cu apă și o voi umezi din nou după fiecare 4 fursecuri decupate, altfel va avea tendința să se lipească. Presez bine forma și decupez steluțele, iar marginile rămase le voi aduna la un loc, le voi întinde iar cu sucitorul și voi continua să decupez până când epuizez aluatul. Aranjez fursecurile în tava cuptorului, fără să se atingă unele de altele, dar cu doar puțin loc între ele, pentru că își păstrează perfect forma la copt. Nu se lățesc, nu se deformează. După ce am umplut tava, o dau la cuptor la o înălțime medie pentru 10 minute.
După 10 minute la cuptor am scos tava cu steluțele cu scorțișoară și o așez pe planul de lucru pentru că urmează să aplic glazura. Ah! Am reușit să strivesc un colț al unei steluțe cu mănușa de cuptor. O să încerc să o repar și, dacă nu voi reuși, va fi prima degustată. Cu o pensulă de patiserie aplic glazura de albuș pe steluțe într-un strat destul de gros, apoi o întind pe toată suprafața. Nu trebuie să curgă de pe margini glazura, dar trebuie să fie destul de groasă ca să se usuce la cuptor cu un luciu frumos, pentru că, da, urmează să dăm din nou steluțele la cuptor după ce vor fi pictate frumos. Menționez că se pot finisa cu glazura chiar de la început, doar că în cele 25 de minute de coacere necesară, glazura sigur se îngălbenește, nu rămâne albă și frumoasă. De aceea, eu prefer să le coc mai întâi 10 minute și încă 15 minute după ce pun pe ele glazura. Gata, înapoi la cuptor, care a rămas setat la 150 de grade. După încă 15 minute, iată steluțele mele. Cât sunt fierbinți, sunt destul de fragile și se țin bine de hârtia de copt, așa că le las să se răcească bine în tavă, apoi se vor desprinde ușor și sunt gata de degustat. După ce se răcesc complet, aceste steluțe cu scorțișoară se pot depozita în cămară într-o cutie bine închisă. Au un gust minunat și o textură care amintește întrucâtva de macarons, crocante la suprafață și puțin gumată în interior. Nu sunt extrem de dulci, iar aroma de scorțișoară e superbă. Rețeta acestor steluțe cu scorțișoară e una dintre cele mai dragi familiei mele. Sper să fie o idee pe gustul vostru, să o încercați. Dacă vă va plăcea, vă invit să o distribuiți și prietenilor voștri de pe rețelele de socializare, iar mai multe detalii despre rețetă, nu că ar fi complicată, dar oricum le găsiți pe blogul meu la linkul care doar ce a apărut pe ecran, este linkul cu rețeta publicată pe blog. Dacă tot am menționat platformele de socializare, să știți că pe mine mă găsiți și pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok, iar canalul de YouTube rămâne locul unde vă aștept mereu cu noi rețete și idei delicioase, așa că vă invit să vă abonați și neapărat să dați subscribe la toate notificările. Pe curând!